Te-am întrebat încă de vineri, ești de acord ca bugetul pentru educație să crească la 10% din PIB prin reducerea cheltuielilor cu bugetarii și prin reformă administrativă? A doua întrebare, ești de acord să ți se aloce de la buget o sumă anuală pentru școlarizarea copilului pe care să o folosești fără restricții în învățământul de stat sau privat la alegere pentru profesorii pe care îi dorești tu? Ești de acord ca procesul de învățare pentru copilul tău să fie executat de profesori aflați și în ipostaze virtuale? Ești de acord să existe o programă școlară personalizată pentru copilul tău care să urmărească dezvoltarea de abilități și profesii de care va avea nevoie în viața de adult și nu programa școlară prestabilită de minister. Crezi că telefonul mobil contribuie la procesul de învățare al copilului tău? Rezultate, rezultate, rezultate! Românii, cei 10.000 care au intrat pe site-urile noastre, pe conturile noastre de social media și de YouTube, au spus în felul acesta, 66% cred că Telefonul mobil nu contribuie la procesul de învățare? Copilul se naște cu mobilul în mână. A doi ani, cred că pe la doi ani prinde mobilul. Cinci ani de zile, părintele a administrat relația cu mobilul, care mobilul ce este? O fereastră către lume. Către lumea virtuală, evident. Da? Ea a administrat felul în care acest copil se uită pe această fereastră. Și, dacă a știut să le duce să se, să se uite corespunzător, copilul a deprins atât knowledge și s-a și dezvoltat emoțional. Poate mie îmi mobilul să vorbesc. Păi cum să vorbești tu, copil, în clasa mea, profesor, când tu trebuie să mă asculți pe mine cum scriu pe tablă? Doamnă, nu vă spărați, nu-mi place fusta dumneavoastră și nici bluza. Ci scrieți da și scrieți și ininteligibil, pe tablă. Nu ar fi bine să -mi transferați din tablă în mobil ce scrieți dumneavoastră? Că poate pot să citesc pe mobil. Că eu așa m-am învățat, doamnă. Nu sunt eu obligat, care am trăit 5 ani cu mobilul, și să vă mai spun ceva, doamnă profesoră. Eu știu să scriu și să citesc. A, nu știi să scriu de mână, nota 4. Doamnă, știu să scriu, uitați, apăs aici și scriu. Și știu să și citesc. Da, uitați, am citit la vârsta de 6 ani Harry Potter. A, păi eu nu l-am citit încă. Mai aveți timp, doamnă. Da? În altă viață. Și, și mi-a fost teamă că Ministrii noștri o să voteze cu doamna Deca. Greșit! E valul ăsta nesfârșit să nu-i lăsăm pe copil în social media. Păi e forma de socializare social media, da? Să nu le lăsăm pe copii cu, cu telefonul în clasă. Da, dragi miniștri, care ați votat, și acum mă adresez la singular. Dragă spectator, dragă doamnă care ai votat. Și ai spus să-i luăm copilului telefonul. Da? Nu cred că ai făcut bine. Deloc. Pentru că copilul dumneavoastră sau al tău, cum vrei, da? E băgat într-o pârnaie în momentul în care iei telefonul. Copilul dumneavoastră a fost învățat cu acel telefon. Așa cum am fost învățat să mănânce o anumită mâncare să poarte anumite haine, să aibă anumite obiceiuri, să se exprime într-un fel, că l-ați educat sau l-ai educat. De ce accept să ia mobilul? Că se joacă pe el? Păi poate că lecția respectivă nu este suficient de interesantă, nu este emoțional adecvată pentru copilul tău și din punct de vedere informațional interesantă pentru curiozitatea lui și el poate, să, poate crede că are libertatea și dreptul să-și folosească timpul așa cum are orice om din lumea asta. Deci tu dacă accepti asta, accepti că privesc copilul tău de libertate. Dar oamenii nu au voie să fie liberi de când s-au născut, trebuie să fie liberi numai de la 18 ani sau de la 14 ani. Copilul tău nu vrea să omoare pe nimeni. Vrea să fie liber. Eu cred că părinții au obligații să spună următorul lucru. Dragă domnule profesor, copilul meu se bucură de aceleași drepturi, libertăți, dar și obligații ca orice om. Copilul meu, din păcate, nu e reprezentat de un partid al copiilor. Îl faceți, nu E reprezentat, până la urmă, da? Îl da? Și eu, părinte, acum sunt și părinte și copil, da? Am să propun o schimbare majoră a Constituției și anume. Parlamentul să fie făcut nu din cetățeni care au minim 30 de ani, cum e la Senat la noi sau, nu știu, 28. 35 erau. Da, la Senat, nu. Senatul României să fie din cetățeni care au maxim 18 ani. Aoleu. Și Camera Deputaților, maxim 16 ani. Și președintele, maxim 10 ani. Hai, 12, merge. Și primul ministru, între 6 și 8. Asta propun eu din partea Partidului Copiilor. De ce? Pentru că acești oameni, sunt și ei oameni, nu sunt omulesc, că sunt mai micuți. Sunt oameni, la 12 ani sunt mai dezvoltați ca mulți. Da? Și acești oameni poate au o percepție mai reală, mai puternică, mai adâncă asupra libertății. Poate au o onestitate mai mare decât cei care ne reprezintă azi în mod fraudulos, de fapt fraudulos, și nedrept în calitate de lideri. Și atunci, dacă până schimbăm Constituția asta, v-aș ruga, doamna Deca, doamna Leca, lăsați copiii, cum spune domnul, Hoffi, domnul Nemo, lăsați copiii, respectați-le libertatea copiilor. Și dacă tehnologia și domnul Steve Jobs au inventat iPhone-ul, dumneavoastră trebuie să găsiți soluții pentru a folosi această fereastră către lume, ca să vă luminați copiii. Da? De-aia sunteți dascăli și nu sunteți gardieni.